Noul șef de la interne și-a început mandatul cu modificarea criteriului de înălțime. Atât fetele cât și băieții trebuie să aibă înălțimea minimă de 1,70 metri. Cele 12 probe fizice vor fi și ele înăsprite. Au fost un pic ridicate standardele pentru că se dorește și un alt mod de selecționare. Se vrea să se schimbe un pic logica și paradigma, să intre mai mulți băieți decât fete. La teorie, în general, sunt mai bune fetele și atunci au schimbat un pic opțiunea și au dat probe fizice mai dure. Evident, nativ, băieții sunt mai înzestrați fizic și cu antrenamente de intensitate medie, ei vor trece mai rapid de aceste teste fizice. Mie mi se pare logic și corect numai dacă ne gândim în ce situații poate fi pus un polițist în timpul misiunilor, a adăugat Dumitru Coarnă, președintele Federației Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor. Noutățile de la examenul viitor nu se opresc aici. A fost introdusă o probă nouă prin care se verifică forța, detenta și viteza de reacție. În plus, la mai multe probe s-a impus un barem minim care va aduce în mod automat descalificarea din concurs dacă nu va fi atins.